Astăzi este o zi foarte importantă pentru mine. Astăzi este 13 decembrie și este mai exact ziua în care eu m-am apucat de YouTube. Nu a fost un, cum să zic eu, continuu, adică nu m-am ținut întotdeauna de zilele programate, de orele programate sau cel puțin de postatul pe YouTube, pentru că au fost și momente, de exemplu de la Paște până în septembrie, în care nu am postat absolut nimic. Dar cu toate acestea, zic eu că am reușit să formez o comunitate destul de frumoasă și am un număr de oameni foarte mulțumitor pentru mine, ținând cont de parcursul pe YouTube și postări și pauze și... Deci eu sunt foarte mulțumită de tot ceea ce înseamnă și tot ceea ce am realizat până acum. Am foarte mari emoții și... Nu știu, m-a apucat așa nostalgia când îmi aduc aminte cum am apucat, că m-am apucat efectiv așa, cum le mă apuc eu de toate. Acum vreau. Și am lângă mine mulți oameni foarte frumoși și cărora, de fapt, vouă vă mulțumesc pentru tot, pentru susținere, pentru răbdare, pentru înțelegere, pentru comentariile frumoase și dacă voi nu erați, eu nu mai eram acum pe YouTube. Și mai ales că după ce am avut pauza aceea destul de mare, m-ați primit foarte frumos înapoi. Și nu pot altceva decât să vă spun că vă mulțumesc din tot sufletul și vă sunt foarte recunoscătoare. Și am lângă mine oameni de foarte mult timp, chiar de la începuturile mele pe YouTube, dar asta o să vedeți puțin mai încolo, pentru că astăzi vreau să dau startul unui giveaway ce va avea 3 câștigători și o să vă arăt produsele, dar... cum să vă zic eu, premiile aranjate numărul 1, numărul 2 și numărul 3 îl veți vedea pe Instagram, pentru că acolo se va desfășura acest giveaway. V-am promis, în decembrie va fi plină de cadouri pentru voi și mai ales că exact în Vlogmas se împlinește un an și sunt foarte fericită că pot să fac asta exact în Vlogmas, exact la un an de când m-am apucat de YouTube și lângă oameni foarte frumoși. Așa că eu o să vă arăt astăzi produsele pe care le am pentru giveaway. Ordinea, v-am spus, o să o vedeți pe Instagram. O să vă las eu link în descriere către giveaway. Și nu uitați de acela la 1000 de abonați, cel cu calendarul advent de la Revolution. Așa, acum o să vă arăt produsele. Le am aici în punga aceasta, iar la final o să mai am un cadou pentru o persoană care efectiv... Îi mulțumesc pentru fiecare susținere și pentru tot, dar o să vorbesc în mod special la final. Acum haideți să vă arăt ce am aici. În primul și în primul rând am un size up mascara, această monstră de la Sephora. M-am gândit să vi-o dau vouă, pentru că, cu toate că îmi doream să o testez, am zis să vi-o dau vouă. Scrie că are 180% volum și sunt produse vegane. Am aici și un șampon de la Balea. Nu uitați, premiile vor fi distribuite în 3 locuri. Adică, da, 3 locuri. Șamponul de la Balea. Produsele acestea miros genial. Tot așa ceva de la Balea. Dar o să vă spun despre fiecare în parte ce este cel mai bine. O oglindă de la Douglas, pentru că vă spuneam eu că este foarte folositoare pentru momentul în care călătoriți sau plecați undeva, așa că m-am gândit să vă dau și vouă. O cremă de corp, tot de la Balea și mirosul, v-am spus, este genial. Această ojă roșie de la Douglas este un roșu superb. Apa micelară, să troznește scaunul, apa micelară bifazică de la Douglas. Vi-o dau vouă pentru că eu mai am și vreau și voi să testați apa micelară de la Douglas. Like, mie îmi place. Rujul, acesta mat kiss pe care l-am primit în calendarul advent de la Douglas. Mă bucur mult că pot face asta. M-am gândit că dacă tot este frig afară și tot o să înceapă ninsoarea și din ce în ce mai ne apropiem mai tare de frig și mai mult frig, m-am gândit să vă ofer și vouă un încălzitor de acesta, un încălzitor de buzunar. De fapt, un calorifer, eu așa știu că se numește. Și m-am gândit să vi-l ofer vouă. S-a auzit ceva și m-am speriat. O să vă ofer tot vouă și această apă micelară de la Azla Vital. Sper să vă bucurați de ea. Asta nu mai știu sincer ce este, dar cred că este un gel de duș, tot de la Balea. Au denumiri în germană.
Și am zis să nu mai stau să scriu pe foaie ce este fiecare, pentru că în principiu mi le reaminteam, dar... Așa, pila de unghii de care vă spuneam că sunt foarte încântată, doar că eu nu o pot folosi și merge la voi ca să vă puteți bucura voi de ea. Așa, sper să vă placă produsele. Ascuțitoarea, eu am, sper să vă fie de folos și vouă. Are două capete, unul pentru creion mic și unul pentru creion mare. Această mască de păr, tot din gamă Balea. Haideți că am pierdut. O să vă ofer și câteva fiole de la Azla Vital. Sincer să vă spun, mi-au plăcut foarte mult. Le-am testat și eu. Doamne, ce se întâmplă? Da, le-am testat și eu pe cele de la Azla Vital. Mi-au plăcut foarte mult. Mai sunt 4 și am să testați și voi dacă vreți. Să vi le dau și voi să le testați. O cremă de duș, tot din gama Balea. Produsele acestea miros genial. Poate vouă vă plac. Asta e ceva pentru păr, 100%. Uleiul de păr. Da, asta este. Uleiul de păr. Ce bine miroase. Este uleiul de păr pentru cuticulă. Și crema cu Q10. La fel. Sper să vă placă și să vă bucure. După mine m-a bucurat foarte mult aspectul acesta, doar că eu am avut niște probleme cu tenul și nu pot testa pe față. Îmi pare rău. Așa. Le-am aici aranjat atât de frumos. Hai să încheiem cu Balea. Le iau de aici ca să încheiem cu Balea. Mai am așa. O mască de față. Un unt de picioare. Și o cremă pentru zona de sub ochi, pentru conturul ochilor. Așa. Și acum, mai am o ojă de la Douglas, nuanța Nude. Este superbă, superbă. Un glow, lovely glow scrie aici. Foarte frumos este. Foarte, foarte, foarte frumos. Tot așa vine la voi. Mai am un rimel de data aceasta în cantitate mare, tot pentru volum și la fel, sper să vă bucurați și să le folosiți cu drag, pentru că eu vi le ofer cu tot dragul, cu tot dragul. Deși sunt foarte curioasă să testez tot felul de produse, v-am zis, îmi place să primesc, dar foarte mult îmi place să vă fac și vouă cadouri. Și mai avem aici un 3 într-1, 2 într-1. Pentru unghiuțe. Că după ce ai folosit oja, pui, adică înainte să folosești oja, dai un strat, folosești oja, mai dai un strat și după, înțelegeți, finish-ul. Gen, da, finish-ul. Așa. Acesta este un creion de ochi, un dermatograf. Tot de la Douglas. Tușul de ochi de la Douglas, pe care l-am testat. Este foarte, foarte, foarte bun și sper că și acest creion de ochi este la fel de bun. Mi-a plăcut foarte mult, sunt dată cu el. Haideți că stai cam prost cu precizia, dar mă descurc. Și mai am aici următoarele lucruri. Mai am un ruj roșu, pentru că vin sărbătorile și nu se poate să ofer cadouri în perioada asta fără ceva roșu. Vine la voi. Un tuș de ochi de la Miss Sporty. Sper că am pronunțat corect. O perie pentru sprâncene. O pensulă pentru fard, toate de la Douglas. Și acest creion de buze, tot de la Douglas. Iar, acum, acestea sunt toate produsele și mai am o rochiță pentru voi, pentru că vine seara de Revelion și Crăciunul și trebuie să purtați neapărat o rochiță frumoasă și nouă și va ajunge și aceea la voi. O să vă las o poză cu ea pe aici, pe undeva. Așa, iar acum, să vă spun. Acest giveaway va avea extragerea pe data de 23, adică va fi fix la 20 de zile, ca să aveți timp să vă înscrieți la 20 de zile, la 10 zile, nu mai știu să număr. Va ține fix 10 zile ca să poți face extragerea până în ajunul Crăciunului și să ajungă la voi, sper eu, sper eu din tot sufletul, până la Revelion.
Așa că acestea sunt produsele pe care le dau la giveaway. Și acum, am o fată despre care chiar voiam să vă spun. Este cu mine de aproape începuturile mele pe YouTube. Și de fiecare dată îmi comentează la clipuri, dar are o formulare atât de frumoasă și atât de complexă, de efectiv comentariul ei cuprinde tot vlogul și am apreciat tare mult treaba asta la ea de fiecare dată și pe mesaje, pe Instagram. Și pe Facebook, pe YouTube prezentă tot timpul. De fiecare dată când am fost la o campanie, pentru o campanie la Aslavital. Și nu m-am descurcat tare bine pentru că nu știam pașii. Mi-a explicat. Ea mi-a explicat mie. Deci, n-am altceva decât să îți mulțumesc, Andreea Daniela, că despre tine este vorba. Și îți mulțumesc pentru prezența ta aici pe YouTube de fiecare dată și pe Instagram, repet. Apreciez tare mult oameni de genul tău și ești un om foarte, foarte, foarte cald. Și pentru că tu îmi faci mie de fiecare dată ziua mai frumoasă când postez câte un clip, chiar dacă o să te înscrii la giveaway, eu vreau să mai fac ție un cadou, pentru că, repet, apreciez oamenii ca tine care susțin alți oameni și eu chiar mă simt susținută de tine. Și o să-ți arăt și ție cadoul, o să-mi bag puțin aflul în el pentru că sunt tare curioasă și ăsta va fi cadoul tău, chiar dacă, repet, te înscrii la giveaway și câștigi, ăsta oricum va ajunge la tine. Dar acesta va ajunge la tine imediat după ce postez acest clip, o să te rog să-mi lași adresa pe Instagram ca să poți trimite. Acesta este și de fiecare dată o să fac câte un cadou din acesta oamenilor care chiar mă susțin. Și ei îl fac pentru toată susținerea de care mi-a dat dovadă. Gândiți-vă că fac YouTube de un an de zile și înainte să mă las, tot așa, avea niște comentarii foarte complexe și care efectiv îmi cuprindea tot vlogul, adică clar se uita la tot vlogul pentru că altfel nu avea de unde să știe. Și acum, după ce m-am reapucat, la fel a fost alături de mine și repet, îți mulțumesc din suflet și sunt emoționată, poate mă bâlbâi, dar sunt foarte emoționată și mă bucur că pot să fac asta și sper să-ți placă. Așa, haide să vă arăt. Deci, este chestia aceasta de Crăciun pe care pe mine m-a impresionat cutia aceasta. Este de la Sephora și se numește Holiday Vibes. Și are așa, are un calorifer de buzunare care este într-o șosetuță. Mi-e place tare mult. Soțul meu m-a certat că fac treaba asta, a zis trebuia să o lași pe ea, dar eu nu mai pot, vreau să-ți arăt. Și înăuntru are punguța aceasta, care mi s-a părut genială. Mă băgă în ală. Și mai are aici o cremă de mâini, tot de la Sephora. Cred că mască de mâini este, da. Mască, doamne, cremă de mâini de la Sephora. Și mai este o mască pentru mâini sau față. Pentru mâini. Ți-l montez la loc, promit. Pentru că tot mă întrebai de măștile de mâini, m-am gândit că aceasta ți-ar plăcea. Și este cu mango. Aceasta este. Iar acum ți-o pun frumos aici la loc și mai am ceva. Stai să o punem frumos la loc. Eram în dubii. Nu știam dacă e mască de mâini sau de față, dar știam clar că te vei bucura pentru că m-ai întrebat de măștile acelea. Și acesta este un set frumos și idee de cadou. Un set frumos pentru îngrijirea mâinilor, pe care eu ți-l dau din tot sufletul și sper să te bucuri de el. Și mai am această paletă de farduri pentru ochi. Sunt aici trei culori, sunt nude-uri. Nu am știut exact ce culori îți plac, n-am vrut nici să te întreb ca să-ți dau ceva de bănuit. Dar mie culorile acestea îmi plac și sper că îți plac și ție. Nu mă ating de ea. Îmi țin mâinile deoparte. Și mai am această mostră de parfum pe care am primit-o eu și ți-o voi da ție. Este de la La Vie Belle. Sper să-ți placă parfumul. Astea vor ajunge la tine. Și repet, dacă te scrii și la giveaway și câștigi, ar fi super. Dar și dacă nu câștigi, ți-am spus, eu vreau neapărat să-ți trimit ție ceva pentru că mă bucur de toată susținerea ta. Acesta a fost vlogul meu de astăzi. O să găsiți în descriere, nu, că afară e circ. O să găsiți în descriere linkul către giveaway-ul ce se va organiza pe Instagram, acesta cu produse și cel pentru calendarul advent. Acesta a fost vlogul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe acestui canal
Și vă pupă ce și vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care o am de un an de zile de la voi. Chiar dacă eu nu am mai postat mult timp, să știți că primeam mesaje frumoase și atunci. Și vă sunt tare recunoscătoare pentru tot. Vă pup! Mua!